De la această oră ești la radio, la Europa FM. Emisiune oferită de Taylor, Fine Jewelry, expertul tău în diamante și pietre prețioase. Bună ziua și bine v-am regăsit la radio. Pentru cei care nu sunt în mașină la această oră sau nu au în preajmă un aparat de radio, trebuie să știți că ne puteți și vedea pe site-ul Europa FM sau pe andreasca.com. Și pentru că suntem în weekendul de Ziua Națională, am invitat un român care, prin performanțele sale, a reușit să pună România pe harta sportului mondial. Despre cine este vorba, aflați imediat. Prima mea întâlnire, să spunem, nu cu terenul, a fost peretele. Eram foarte mic, aveam 5 ani, pentru că peretele e cel mai bun antrenor, cel mai bun partener, pentru că mingea îți vine mereu înapoi. Capul meu nu era la școală, treaba mea era la tenis. Vreau să fiu numărul 1 mondial. Tenisul nu m-a lăsat să am o viață normală și undeva regret, unele părți le regret, celelalte nu le regret, pentru că dacă nu aveam sacrificii pentru tenis, nu ajungeam numărul 1 mondial. Cu 58 de titluri, dintre care 7 de mare șlem, tenismenul Ilie Năstase, cel care a fost declarat primul număr 1 mondial din istorie, este invitatul meu de astăzi. Bună ziua și bine ați venit! Rămâna, vreau să melodia care m-a ascultat, mi-a plăcut. Da? Fericirea nu se cumpără rate. Exact. Cea mai tare mi-a plăcut asta. Care este primul gând despre România care vă trece prin minte, pentru că acum suntem în acest weekend sărbătoare? Acasă. Acasă, pentru că toți ne-am născut aici, știm, cu bancurile noastre, cu tot felul de... Mai sunt și niște înjurături și alea. Aștia suntem. Eu nu pot să mă identific cu alt popor decât cu poporul ăsta. Pentru că aici m-am născut, americanul s-a născut în America, se identifică cu poporul american, francezul la fel. Indiferent unde s-ar exact, mai așeza prin lume. Sau ce pașaportare, sau cât a stat, sau cât a lucrat în altă țară, el se întoarce înapoi. Deci nu numai românii se întorc înapoi. Toți. Și nu neapărat dacă se întorc fizic, dar cumva în lăuntrul lor, nu? În suflet. Nu, dar în sufletul ăla rămâne, că ești departe, te doare. Câteodată mai aud, am plecat din România, că nu-mi place de România. România nu. România nu-ți face nimic. România e o țară foarte bună. Oamenii care conduc țara asta, nu o conduc cum trebuie, dar țara nu-ți face rău niciodată. Când v-ați simțit foarte mândru că sunteți român? Tot timpul, pentru că atunci pe timpul, acum o să spun ce mi s-a declarat de un tânăr care e foarte curios. A zis, domnul Năstase, știți că părinții mei, pe timpul comunismului, erau liberi. Cum erau liberi? Păi prin dumneavoastră. Cum prin mine? Păi vedeam Roland Garrosu, mergeam la Londra, vedeam Wimbledon, mergeam la New York, vedeam US Open. Aia era libertatea noastră. Adică îi ajutați cumva pe români să călătorească și ei. Și să se simte liberi. Că ei se uitau la un meci în România, dar meciul ăla era la New York. Și se simțeau la New York. Ei, că atunci îi luau cu valul, cu meciul, cu scorul, cu schimbările de rezultat și ei se simțeau liberi. Și vă simțiți mândru pentru asta, că ați putut să-i ajutați ca într-o vreme în care nu erau liberi, cu ajutorul dumneavoastră să fie într-un fel liber. Acum o lună, două, că mi-a spus acest tânăr treaba asta. Noi v-am făcut așa o fel de prezentare scurtă la începutul emisiunii, dar mai există o rubrică, se numește Autobiografia în 20 de secunde. Deci o să auziți un cronometru și în 20 de secunde o să spuneți noastră cum v-ați descrie, cum v-ați face singur autobiografia dacă ar trebui să vă prezentați în 20 de secunde, da? Să începem. Autobiografia în 20 de secunde. Acum. Gata? Da. Un rebel pe bune, adică dacă nu eram eu, tenisul nu era unde este astăzi. Nu, era un sport foarte pentru cei bogați, eu l-am făcut să fie și pentru cei săraci. Am făcut-o cu pasiune, am făcut-o în primul rând nu pentru România, pentru mine, și dacă a fost bine și pentru România, cu atât mai bine. Sunt aici unde sunt la 71 de ani și mă simt un copil încă. Deci până la urmă, dacă v-ați descrie, ați spune tenis. 1000 la 1000. Hai să mergem puțin în copilăria dumneavoastră, pentru că toate poveștile noastre încep din copilărie, ca și poveștile noastre în realitate. Să-mi spuneți unde v-ați născut. Am avut marea șansă să mă nasc pe Progresul, la BNR, unde domnul guvernator nu ne mai lasă să jucăm. Eu cunosc acel club, fiecare colțișor, fiecare parte de iarbă, unde vreți, da? Fiecare pom, fiecare corcoduș, fiecare nuc. Acum câțiva ani au tăiat nucul ăla, care eu îl băteam cu
fratele meu, eu aveam 4-5 ani și el avea 16-17. Deci eu m-am născut pe terenul de tenis. Între, casa noastră era între terenurile de tenis și terenul de fotbal. Și casa a fost demolată? Acum da, acolo sunt vestiarele de fotbal. Uh-huh. Deci eu, când aveam 5 ani, m-am trezit într-o dimineață cu racheta în mână și cu mingea de fotbal lângă mine. Și m-am dus împrejurul stadionului de fotbal, că era stadion atunci, se numea Spartak București, echipa, uh-huh, nu Progresul, cu racheta în mână și cu piciorul, balonul la picior și am făcut un tur de terenul de fotbal. Deci aveam și tenisul în sânge, dar și fotbalul. Dar părinții erau pasionați de sport? Nu, sau de unde pasionați? Tatăl meu lucra la Banca Națională, era polițistul Băncii Naționale și a fost mutat de la Râmnicu Sărar la București. Și atunci ni s-a dat această locuință în incinta... Era o locuință de serviciu? Da, și m-am născut cu mașa pe Progresul acolo. Deci eu sunt născut pe acel teren. De asta mă bat atât de tare și vreau să îl înving pe domnul guvernator, pentru că ăla a fost totdeauna un teren de sport. Dar credeți că nu va rămâne un teren de sport? Sper, pentru că am văzut că domnul prim-ministru s-a implicat toată lumea, dar după ce am trebuit să facem scandalul care l-am făcut și mi-e rușine câteodată să apar la televizor să mă cer cu guvernatorul României. E o situație foarte încurcată, dar sper că dânsul o să-ți dea seama că acolo e o tradiție de tenis. Am făcut o finală de Cupa Davis acolo în 72, am făcut și alte turnee. Să joacă turneul fetelor unde Simona are șansă, e numărul 1 în lume, să participe la acest turneu și noi ne cramponăm să nu lăsăm acel teren la sport, la tenis, de fapt. Dar cum era cartierul? Vă mai amintiți cum era cartierul? Da, erau mulți copii pe stradă, jucați cu vecinii. Deci, în 46, când m-am născut, eu a fost foamea, dar nu numai în România, în toată lumea. Da, era sfârșitul celor de-a doua război mondial. Și prin 50-51, când aveam 5 ani, mama mea, noi aveam acolo animale. Aveați gospodărie. Da, în mijlocul Bucureștiului aveam vacă, aveam capre, oi, aveam porumbei voiajori care îi trimiteam și veneau cu mesaje. Toate astea în mijlocul Bucureștiului. Și mama, țin minte, aveam 5 ani, umplea o sticlă, că nu puteam să duc două, o sticlă cu lapte și mă dugeam la gard. Și erau copii care mă așteptau în fiecare zi să le dau sticla de lapte. Asta toată viața o să mă duc. Copiii vecinilor care n-aveau... De pe străzile alea, care n-aveau de mâncare. Dar străzile alea erau totuși, unele erau înstăriți acolo, erau vile, foarte multe vile. Dar veneau și aia săraci. Dar n-ajungeam până, venea unul mai mare de 15 ani, sărea gardul și dădeam sticla. Aveați și livadă, nu? Aveam livadă, aveam prune, aveam corcoduși, aveam tot acolo, nuci. Și copii, vă jucați cu copiii de pe stradă? Aveați gașcă, nu știu cum sunt acum. Nu, veneau, copii, veneau, da. Eram prea mic, aveam 5-6 ani, deci nu, fratele meu era mai mare, cu 12 ani, deci el... Dar copii, părinții noastre cu ce se ocupau? Deci tata era la bancă și mama? Ia, mama era casnică, se ocupa de noi, de copii. Eram 5-6, am fost, unul a murit înainte. 5 copii? 6 am fost, dar unul a murit la 8 ani. Cât de implicați erau atunci părinții, nu știu, în viața copiilor? Era deloc, cum era acum? Deloc, sau? Nu. Ne lăsau liberi acolo, pentru că atunci erau meciurile de Cupa Davis, erau turnee de tenis și... Dacă mama vrea să știe unde sunt, știa că sunt pe tribuna de lemn, că era de lemn atunci. Ilie în colț acolo, dezbrăca gol, cum e maică, el e acolo, să uită la tenis. Cum gol? Vă duceați în pielea goală acolo? La 3 ani. Da? 3-4. Așa umblați? Da. Prin Cotroceni? Păi, era la mine acasă, Cotroceni era mai acolo. Pentru alții era Cotroceni. Da. Și vă duceați așa ca un copil? Păi mă duceam la 3-4 ani, mă duceam că așa era cald. Se jucau în general în iulie, august, când erau căldurile alea. Țin minte că la un moment dat era soare afară și stăteam într-un colț acolo și mi-a venit să mă duc la... Să faceți pipi. Da. Și am început să fac pipi. Pe mine. Nu, nu, nu. Tribuna fiind din lemn și aveau grăpături prin ele, normal. S-a scurs. Și mai erau unii care comentau, zice, uite, domne, plouă cu soare. Poate au avut noroc. Păi da. Dar în afară de tenis vă plăcea și fotbalul. Păi asta spun, că atunci cu racheta în mână, cu balonul la picior... A fost greu, abia pe la 13-14 ani am decis să renunț la fotbal complex, pentru că antrenorul a fost deștept. Mi-a dat o ciocolată mai mare ca la de la fotbal. Adică v-am mituit? Da. Nu, că mi-a zis, uite, îți dau o ciocolată de la fotbal, o ciocolată mică. Zic, nu, știți, domnul Catana, că mie îmi plac cele mai mari. Și atunci domnul Chivaru, care era antrenor de la tenis, a auzit asta și mi-a dus la mai mare. Așa, dar erați talentat și la fotbal, nu? Eram talentat, dar îmi plăcea tenisul meu. Bine, m-a ajutat foarte mult și fratele meu Costică, că era mai în vârstă și juca deja, era pe circuit și aveam toate aruncate prin
prin casă, rachete, tenis, murdare. Dar el juca și el bine, sau a jucat, nu? Cu Palevis, a jucat cu Țireac în 62. Uh-huh. Și în Egipt, și în Germania. Și după aia n-a mai jucat. Păi era, deja era mai bătrân ca mine. Uh-huh. Dar a contat foarte mult, nu? Faptul că el juca și că v-a încurajat să luați decizia. Tenis era acolo, era ca un fel de, cum să spun, mâncai micul dejun, prânzul, era tenis, seara era tenis. Ca să ajungă acasă trebuie să traverse terenurile de tenis. Păi da, dacă nu era să fie, putea să le traversați și gata. Păi da, dar erau acolo în fiecare zi. După aia mă uitam la... Erau acolo și ăștia care mai, cum le spunem noi, pleziriști, care jucau de plăcere, uh-huh, de la Banca Națională, de unde erau, și la, de la aia am învățat. Așa mai cu burtică, mai cu așa mai graș. Dar jucau bine? Păi jucau, dar pentru mine era ceva nou, că eram copil, uh-huh, nu? Haideți să vedeți cum v-a descris fratele dumneavoastră, Costică, apropo de cum făceați și cum erați când erați mic. El, până la 14 ani, dacă vă arăt o fotografie, are picioare ca două bețe. Era slab, mort. Până la 13 ani jumate, odată a explodat ca jucător. Da, se vedea că are talent, fugea foarte bine, era, avea ambiții, avea bună. În orice caz, a avut noroc, pentru că taică meu s-a mutat la Râmnicu Sărat și am plecat de în București. Și eu am rămas în București, că eram la bancă ucenic. Și atunci jucam tenis cu Vigioli, care era președintele băncii. Și după un an jucând, i-am spus să-l aduc înapoi. Bă, dar și l-a adus înapoi. Și așa a venit la București. Că altfel rămânea la Micușăra și nu mai s-a auzit nimic de Ilie Năstrat. Dar dumneavoastră v-ați dat seama că avea talent, nu? Sau de ce a zis să vină înapoi? Avea talent, nu? Avea uh-huh. Juca și bine și fotbal. Uh-huh. I-a mai dat și niște bătăi că se duce la fotbal și asta, da? Până la urmă a ajuns la tenis. Vă mai amintiți ce îi plăcea să mănânce sau nu știu, când era micuț? Când a fost ce la formidabil în 46, stăteam la Progres, vă dați seama, aveam vacă, aveam 6 capre, aveam 12 găini, nu știu, mă făcea maică mea mâncare, nu era probleme la noi de mâncare, de brânză, de unt. Și aveați, stăteați la curte atunci? Păi era la Progres, unei Progres, acum unei sala de gimnastică, acolo aveam de 600 de pruni, am avut noroc că, vă dați seama, era o secetă fenomenală, așa de Moldova, veneau, eram muritor de foame, era nenorocit. Și așa, el a crescut cu racheta și cu mingile de picând dai și din amăsa de murță. Dar spuneți-mi, care e cea mai dragă amintire când vă gândiți la el? Nu știu, eu am jucat cu el de două ori în viața mea și ultima dată a venit și taicându-l la meci, nu? Și lasă-mă și pe ăsta să câștigi, mă, că gărează asta. Du-te, mă, de aici cu el cu tot. Și considerați că s-a schimbat când a devenit cunoscut sau ați rămas în aceleași relații? Nu, nu s-a schimbat. Am avut relații cu el foarte bune. Chiar și l-am ajutat în 1975 la București. A fost Cupa Davis Franța-România, unde a pierdut la Jofre. Nu mai știa să joace. Și atunci m-am dus cu el la Bazoș. Și l-am alergat și a ajuns în finală la Wimbledon, semifinala a și mediu, a câștigat Miami și mai multe turnee. Cu o rachetă care i-am făcut o rachetă care făceam 10 rachete cu mâna, o rachetă care avea niște colți, e mai greu să vă explic, când dădea mingea, când dădea un efect, când cădea jos, era 4-5 metri în sus. Era greu să o controlezi. Dacă vreți să-i transmiteți un mesaj, pentru că să știți că o să vă asculte la radio. Să fie sănătos și să aibă mai mult cap cu femeile astea care le are pe capul lui. Sper că nu sunt bărbați. Exact, tot e bine ceva. Da. Dar ce le făcea la rachetele alea de zice nu, că le făcea avea, el nu știu cum? Era, nu, le împletea altfel puțin. Ca le, să... le făcea racordajul da, sau racordajul, ce? Da, ah, și găsise el o formulă da, sau? Da, dar da, după aia s-a a fost abrogat, adică n-a mai... A, n-aveai voie să umbli la racordaj? Da. A, dar eu te dă, de unde știa el oare asta? Era talentat. Băi nu, că făcea și cu Țireac când el a... A stat foarte mult împreună cu Țireac, au jucat împreună dublu mulți ani și el se scula noapte la două noapte și făcea rachete pentru Țireac când se rupeau, că se rupeau des atunci. Dar uite ce chestie, că într-o familie în care, nu știu, nu era nimeni așa de preocupat de părinții sport, mei nu, părinții asta mei zic, nu, deloc, nu? Deloc. Și să fie copii așa de și a fost talentați bine, și de pasionați. N-am fost forțați să facem ceva ce ne-a plăcut și atunci noi am făcut, adică copilul face ce vrea, la un moment dat face multe lucruri, dar tot el decide la ce îi place cel mai mult, oricum, nu poate să spună părintele, nu? Uh-huh. V-a afectat, adică a fost greu cumva în perioada aceea în care tatăl nostru a fost o perioadă închis, nu? După ce a fost marele jaf ăla de la Banca Națională de 59? Da, a fost, pentru că eu mergeam cu el foarte des cu mașina
Uh-huh. Cred că aveam 10-12 ani și colectam cam toți banii din București, de la toate agențiile care... Era fabrica de pâine, erau băncile care erau... Și m-a afectat foarte mult că îi cunoșteam pe cei care au fost închiși nevinovați, în primul rând pe taică meu, și a fost o perioadă grea, care eram urmăriți de securitate, nu aveam voie să ieșim din casă, să facem... Greu. Spuneți-mi, când ați început să jucați cu un antrenor? N-am avut antrenor fix, să spunem. Uh-huh. Eu am învățat în felul meu. Că acum mă întorc înapoi la Roland Garros, când am jucat prima dată la Roland Garros în 66, meciul de Cupa Davis România-Franța, a venit domnul Lacos, care știm cine e domnul Lacos, și m-a întrebat, zice, dar cine ți-a fost antrenor? Și i-am răspuns sincer, n-am avut antrenor. Chiar n-am avut până atunci. Zice, incredibil. Cum poți să... Și cum ai învățat? Zic, de la unii... Așa, da, stai mai așa, ca să da, care jucau tenis acolo la clubul unde eram eu. Și cine erau? Erau niște bancheri, niște oameni... Niște particulari. Cu burți, că mai... Burta mai mare ca taică. Zice, incredibil, bravo ție. Și m-a întrebat dacă vreau să joc cu echipamentului. Și așa s-a întâmplat. Am jucat cu Lacos primul an din viața mea de tenismen. Și m-a întrebat, și acum ce faci? Zic, mă duc în România. Zice, cum pleci? Păi la săptămâna viitoare Roland Garros, ești nebun? Zic, păi eu n-am clasa mea, nu mă invit. Aranjez eu. Și mi-a aranjat. Omul ăla m-a făcut pe mine jucător de tenis, că probabil dacă plecam după... Acasă. Eram necunoscut și astăzi. Dar și de servit și asta, cum? Cine? Cum? Vă uitați cum servesc ei și hai să fac și eu nu, așa? Atunci nu erau, să spunem, televiziuni și asta. Erau o revistă de sport, tot din Franța, Tenis Magazine, spunea. O să nu, Tenis de France, pardon. Și acolo în fiecare... Număr. Apăreau în mijlocul revistei o kinogramă a unui jucător cunoscut. Și acolo am văzut tot felul de jucători cu lovitura de dreapta, serviciu. A, și ți explicau cumva. Adică erau nu, dar ți arătau. Sau... Vedeau, vedeai pozele cu ei cum făceau. Erau ca și în slow motion mai multe. Cum începea, cum ajungea și până la urmă. A, și încercați să-i imitați pe ei. Stăteam în oglindă și mă uitam, puneam poza pe oglindă și începeam să fac ca ei. Și cine erau atunci cunoscuți ăștia la care vă uitați noastră, de exemplu? În... Păi atunci erau australienii la modă, erau americanii, erau toți care erau bine, și Roosevelt, l-am apucat și pe Roosevelt și am jucat și cu el după aia. Lever, Gonzales, toți care erau atunci. Și ce vi se părea cel mai greu de făcut? Adică din tot ce încercați acolo, ce vi se părea cel mai greu? Păi să copiezi ceva, ți-e greu să copiezi. Dacă nu vezi pe viu, mi-e ușor să stai. De exemplu, m-am înscris în 58 la finala de la Cluj, a jucat Țiriac cu domnul Viziru. Și câștigase, nu știu, 9 titluri la rând și Țiriac avea 18 ani. Nu? Și am ridicat mâna primul ca să a întrebat antrenorul cine vrea să rămână băiat de mingi. Și am fost primul care am ridicat mâna. Numai ca să vă duceți să vedeți cum joacă. Exact. Adică așa, să fur meserie, să zic. Da, stăteam la fileu și furam cum jucau ei. Și vă plăcea cum joacă Țiriac? Păi a avut 2-0 Viziru și 5-2 și a început să bășcăria, că el făcea bășcălie, și de acolo l-a bătut Țiriac. I-a mai tras o înjurătură Țiriac. Juca bine Țiriac. Păi era primul an al lui, primul campionat care l-a luat. Dar vă gândeați atunci că o să jucați cu el vreodată? Nu. Eu am fost băiat de mingi, după aia m-am învățat să fac nodul la cravată, tot de la el am învățat. Da? La femei nu prea m-am învățat, m-am descurcat eu singur. Dar... Păi trebuie să mai învețe și bucenicul că pe profesor ceva. El era cu afacerile, așa că de mic era cu afacerile. Da? De mic avea spiritul ăsta antreprenorial, nu? Manager, vrea să fie antrenor de tenis, după aia manager, le avea de la început. Și avea un mod de a gândi foarte bun. Spunea mereu, Năstase, tu vezi-ți de treaba ta, joacă tu tenis bine, că ți-aduc eu bani. Ei, acum nu mai, acum vor banii înainte să facă ceva. Înainte să prezinte la concurs. Exact. Hai să ascultăm o melodie, ia să vedem aici ce. Hai că i-am plictisit pe oameni. Să le punem și o melodie frumoasă, ia. Nat King Cole, Pretend. Aoleu. La radio cu Andreea Esca la Europa FM. Ilie Năstase este invitatul meu de astăzi la radio. Care a fost, după părerea noastră, primul meci important pe care l-ați jucat? Cred că meciul ăsta de Cupa Davis, care tot vorbeam înainte, că dacă n-ajungeam la Paris să jucăm meciul ăsta, probabil că nu eram văzut de domnul Lacos și nu aveam posibilitatea să particip la Roland Garros. Și norocul nostru a fost incredibil, că
Atunci am ajuns în finală cu Ion la dublu, la prima participare, și la simplu cred că am trecut 3 tururi, care era oricum greu. Dar a fost și un moment în care ați realizat că asta e viața mea, gata, e clar că asta voi face toată viața. Nu, asta mai de mult, de mic, mi-am dorit treaba asta, nu. Asta a fost ceva care, un plus pentru mine să fiu văzut de cei din străinătate, pentru că aveam invitații, de adevărat, eram cel mai bun la juniori în România, aveam invitații, dar nu mă trimiteau. A, deci ei știau ce se întâmplă și în România, chiar dacă nu eram... Păi normal că ei vedeau care este cel mai bun junior în toate țările și trimiteau invitații. Stan Smith, care erau colegii mei după aia, toți care au Codeș, Metrevelli, în toate țările trimiteau, pe noi, pe mine nu mă trimiteau. Am avut noroc cu meciurile Cupa Davis. Iar cu Țiriac, cum ați început să jucați? Vă cunoșteați deja prin fratele dumneavoastră sau... Nu, ne-am cunoscut după ce am fost băiatul de mici la el, ne-am cunoscut. Am fost, că jucam atunci, erau niște meciuri pe echipe. Jucau Bucureștiul cu Brașovul, și atunci ne-am cunoscut mai bine. Însă abia la 18 am fost la un turneu, cred că la Sofia, și atunci am încercat să jucăm dublu prima oară. Dar cine a hotărât? Adică cum s-a întâmplat? A zis el hai sau... Nu, era un turneu care... La un moment dat așa ajungeai, trebuia să joci cu... Îți dădeau voie să joci în Bulgaria, în Polonia, în Ungaria. Deci era un turneu în Bulgaria, că ne-am întâlnit amândoi. Jucam la junior și el la senior. Și nu, cine hotăra că tu joci cu nu știu care și celălalt joacă cu altul? Adică ne înțelegeam între noi, fiecare... Și alegea partenerul. Și de ce credeți că vă mergea așa de bine împreună? Adică ce avea unul și n-avea celălalt? Sau cum vă completați? Ne complementam bine. El era foarte ambițios, era fizic foarte solid. Eu la fileu mă descurcam mai bine și atunci era o combinație bună. Și de la ce vă mai și luați la harță? Nu știu, adică erau și lucruri pe care nu vă înțelegeați? Nu ne luam niciodată. Eram... O singură dată ne-am certat, dar asta la sfârșitul carierei. Da? Și atunci de la ce? Nu ne-am certat tot așa, de la... Că era o discuție în care era spus că eu trebuia să vin mai devreme la un meci de Cupa Davis. Eu jucasem în Statele Unite, eram obosit. Nu, dar n-am avut... Și oricum asta n-avea nicio importanță atunci când jucați. Eram certați și jucam Cupa Davis pentru România, dar nu... Și pe teren vorbeați? Adică dacă venea vorba de ceva legat de tenis, vorbeați? Da. Păi, trebuia să vorbim, să comunicăm, nu? Da. Hai să vedem ce zice și el, că l-am avut invitat într-o emisiune și chiar mi-a povestit câteva lucruri simpatice despre voi. Când mai crescuse, Tănase, sau cum îl cheamă pe ăsta, cu 2000 de femei, Năstase, plecam în India. 2500, uite. Plecam în India și ne întorceam în martie. Nu era rău. Păi nu era rău, dar nu era nici bine, pentru că o luai de la New Delhi, de sus de tot, dacă te uiți pe hartă, și veneai până jos unde-i triunghiul ăla, lângă Ceylon, la Trivandrum. Și jucai 10-15 turnee în orașe care aveau 5-6-7 milioane de locuitori. Și în aceste orașe nu erau hoteluri. Într-un oraș de 6 milioane nu. Ori dormeai la poliție, care în general avea un fel de cămin, ori dacă nu în casa Maharajahului, care aia era un dezastru, pentru că te pierdeai ca dracu, adică 150-200 de camere, nu știai pe unde să intri, pe unde să ieși, cum să te găsești pe cineva. Noi eram la Roland Garros sau la Wimbledon și nouă de nădea statul român, Federația de Tenis, bani de buzunar se numeau, $2 pe zi. Și ăia trebuia să-i justifici și așa mai departe. $2 pentru cazare, masă? Țin minte, odată o glumă la Londra, plăteam o liră pe noapte la un hotel cu breakfast, cu micul dejun. Exista așa ceva? Zic, mă, Ilie, sigur că da. Dacă noi dormim în parc, facem economie 2 lire, luăm 2 perechi de pantofi și trăim la București 6 luni cu o pereche de pantofi pe care îi vindem. Deci chiar așa făceați? Da. S-a întâmplat. Mai dormeam și pe plajă, prin Italia, mai mâncam o pizza. Era frumos, așa s-a ajuns unde s-a ajuns, nu? Dar uite că domnul Țiriac îl ducea capul, cum să face, spunem acolo, scoatem de dincolo, mai venim și cu bani acasă. Am cheltuit mult la Londra atunci și era frică cum să-i decontăm. Doamne, dumneavoastră nu erați așa strângător? N-ați fost așa chiar să vă gândiți la ziua de mâine, să-i pun deoparte, să nu știu ce? Așa. Mai artist. Visător. Da. Ce ați câștigat, cheltuiați. Și mai mult, mă și împrumutam. Toată lumea vă știe pentru spectacolele de pe teren și mai ales pentru faptul că în timp ce făceați spectacol și câștigați. Vă amintiți prima năzbâtie pe care ați făcut-o pe teren?
făceam, am făcut multe, nu știu care sunt. Una cea mai tare cred că a fost aia cu Panata, când i-am jucam la Monte Carlo și la un moment dat am plecat spre un restaurant cu mai mulți prieteni de-a lui. În față era un mafios, să zicem așa, da, mai cunoscut, și noi eram în spate. Eu cu Ion eram în ultima mașină. La un moment dat, când mergeam pe serpentinele alea, s-a oprit mașina cu bossul în față, a doua, au ieșit toți afară, il gato nero, care gato nero? Pisica neagră. Ce s-a întâmplat? A trecut în fața mașinii. Și, două dracu de pisică, eu cu Țirac, două dracu de pisică, hai să mergem. Ia, nu, ne întoarcem. Am făcut tot cocolul, încă 2 km, am de la același restaurant. Doamne. Și după aia am ținut minte și la Roland Garros am jucat un meci de primul tur la Roland Garros, eu cu Țirac, contra lui Panata și lui Bertolucci. Uh-huh. Și tot mă gândeam la ce să-i fac farsa lui ăsta. Și l-am trimis pe băiatul care era în vestiar, îl chema Mabruc, să găsească o pisică neagră. Da. Da? Și a venit cu una gri, zic, nu, Mabruc, nu putem să o vopsim, dar adu una neagră. Și a mai dat 500 de franci, că era pe timpul ăla. A venit ăla cu pisica, bineînțeles, a intrat pe teren, pisica era în sacul meu. Bine că n-a țipat pe acolo și la un moment dat arbitru, am înțeles la încălzire, am jucat câteva mingi, am dat, arbitru gata să înceapă meciul. Zic, stai puțin că trebuie să-mi schimb racheta. Eu. Și ați dat drumul la pisică? Am dat drumul la pisică, drag cu pisică, parcă era adresată spre Panata, direct s-a dus. Și? Spre el. Și el a început să sară, să fie acolo, i-am bătut 6-0, 6-1. N-a vorbit ăla cu mine 2 ani. Dar dumneavoastră ați avut vreodată superstiții? Nu. Nu aveam superstiții, nu. Mai din când în când mai aveam, ne spălam cu Țirac aceleași șosete dacă câștigai. A, puneți aceleași șosete dacă ați câștigat un meci? Da. Le puneți sau în continuare la banda de la mână, că jucam cu tricolorul mereu, îmi plăcea să joc, aveam și le spălam. Și cu astea să nu vă dea aceeași minge? Aia n-aveam eu, nu l-aveam. Nu? Aveau mulți jucători, nu călcau pe linii, trebuie, fiecare avea diferită. Da, spuneți-mi, povestea de la Nisa, vă mai aduceți aminte când n-avea spectator și n-ați dus să jucați? Da, am intrat și jucam cu un suedez și era ora 11 dimineața și am intrat, era un arbitru tânăr care începuse atunci și nu știa el prea bine ce să facă, era cam fricos. Și la un moment dat am intrat pe teren, am dat câteva mingi și m-am uitat în stânga, în dreapta, în spate și în spate și în față, nu erau decât 3 spectatori. M-am dus la lângă scaun, îi spun arbitru, zic că nu joc. Păi cum nu joci? Deja trebuie să încep să joci. Nu joc. Păi de ce nu joci? Păi sunt 3 spectatori, tu nu vezi că sunt 3? Numărăi tu că sunt 3, poate sunt 5. Cu băieții de mingi, 10. Zice, păi și care e problema? Zic, păi eu la antrenament dau 800 de inși. Vici nebun la cap, eu nu joc. Și s-a dus să-l sunat, avea un telefon de la militare. Cu manivelă. Cu manivelă. E domnul Năstase care nu vrea să joace la arbitru principal. De ce? Păi spune că nu sunt spectator de ajuns pentru el. Se vin imediat. A venit ăla, e adevărat, Ilie? Da, e adevărat. L-a sunat pe proprietarul turneului, a venit toată lumea, poliția, a venit. Ce s-a întâmplat? M-a pus la ora 4 după aia să joc când era prin stadion. Să vină lumea. Da, deci făceați din asta. Da, când ați jucat în șosete la Alexandria, mai știți? Țin minte. Era acolo, de cum ați ajuns în șosete? Era în 67. Era un teren foarte alunecos. Și atunci, noi, pe timpul ăla, nu erau tenis Adidas, nu erau... Care să aibă aderență, așa. Aderență, exact. Erau unii făcuți în China. Nu știu dacă tu nu-i apuca, că erai cu ochii de copii. Nu erai. Și aia nu puteai să stai în picioare, erai pe gheață. Și atunci mi-a venit ideea să-i scot, să-i arunc și să joc în cerab, că cerab nu alunecam. Și așa am câștigat meciul. Deci e bine, să știi și ăștia acum. Păi acum ori avea voie să mai joace în cerab, dacă vrea vreunul să joace în cerab? Cred că da. Nu scrie în regulament că n-ai voie să joci în cerab. Dar povestea cu Mr. Năstase, de unde e și titlul cărții noastre autobiografice, de unde vine? A fost o finală de la Wimbledon, că jucam cu Bor. Cred că a fost în 76. Deja eram pe la sfârșitul carierei, aveam 30 de ani. Și Bor cred că avea 19 sau 20. Da, 20 avea. Și bineînțeles că acolo la Wimbledon, pe terenul central, e foarte mult curent. Pentru că erau acum la o acoperit și la nu mai e treaba asta. Erau mulți porumbei care treceau pe acolo. Și la un moment dat e o hârtie care, așa, o coală de hârtie de A4, care se tot învârtea pe deasupra. În aer. Și la un moment dat, unde dracu să ajungă hârtia să aterizeze? La picioarele mele. Așa. Și arbitru era un tânăr, Dumnezeu să ierte, a murit. Și la un moment dat face, Năstase, ia hârtia de acolo. Zic, poftim? Cum ai spus, Năstase, ia hârtia? Poate vrei să spui Mister Năstase? Și ăla s-a speriat și m-am dus la el, fii atent, zic, de acum încolo,
Dacă nu spui la fiecare, trebuie să spun, Mr. Năstase, a încurcat-o cu mine. Și? S-a speriat ăla. Jeremy B. Jeremy îl chema pe ăla. Și după aia zicea într-una așa? Jeremy Shields, da. Și la un moment dat a început primul game. Meciu? 0-15 Mr. Năstase. La 15 Mr. Năstase. Zic, nici așa, nu exagera, zic și eu. Acum eu mai s-a speriat omul. Și am și pus titlul la cartea de autobiografie, Mr. Năstase. Știți ce mi-am amintit că ați povestit odată? Cum ați ieșit din loja de la Roland Garros cu cățelul iubitei lui Belmondo? Aia cum ați făcut? Erau o minge pe acolo? Nu, sau erau, lojele erau foarte aproape de teren, erau la 3-4 metri și oricum dacă era unul care servea așa afară, mingea intra și în loje. Și la un moment dat a intrat mingea în loje și eu m-am băgat capul așa să caut mingea. Și când bag capul să caut mingea, văd un câine alb. Și în loc să iau mingea, am luat câinele. Și a început ăla să țipe, a început și Belmondo și pe fata o chema Nati, mi-aduc aminte, pe prietena lui. Și la un moment dat a început, dă-mi el, că îl cunoșteam bine, dă-mi câine înapoi, stai puțin, că ți-l dau eu, stai. Și m-am dus, am un moment cu el. Da, m-am dus la arbitru și arbitru, nu se poate, unde e mingea? E acolo, du-te și ia mingea. Nu, eu am găsit asta acolo. Și ca să eram obosit, am deja la sfârșitul carierei, l-am atașat, l-am legat de scaunul de arbitru. Și a început să-l latre câinele, l-a tras să-l ducă înapoi, arbitrul a fost, erau chestii care le făceam așa, nu le făceam. Da. Era spectacol până la urmă. Nu premeditare sau să da, zic da, că... Da, pur și simplu erați... Ce s-a întâmplat, da, exact, asta făceam. Asta dacă vă era o moment. Fată frumoasă, mă duceam, îi spuneam, avea pălărie, luam pălăria, o puneam în cap, eu dădeam înapoi. Da, deci mai aveați ochi și pentru fetele frumoase din lojă. Că dacă n-aveam ochi, mai câștigam vreo 5 ori la Garros, dar asta s-a întâmplat. Păi eu zic că a fost bine, că ați și câștigat, ați avut și ochi, adică o viață împlinită, că nu e bine nici așa doar să câștigi, să nu vezi nimic. Haideți să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim. La radio cu Andreea Esca la Europa FM. Ilie Năstase este invitatul meu de astăzi cu povești simpatice, povești care din păcate... Adevărate. Povești cu povești adevărate, simpatice. Mi-am mai amintit de doamna aceea, arbitru care i-ați mutat scaunul, nu? A, da, că era, cred că era la Wimbledon și la un moment dat a greșit vreo două, trei ori, de trei, patru ori, nu mai țin minte și m-am enervat și a zis, doamne, aveți vreo problemă cu vederea? Vă dau, v-ați luat ochelari? N-am nevoie, doamna asta, că eu văd foarte bine. Care e problema? După aia mi-am dat seama că avea soarele în față. Și atunci stați că vă rezolv. I-am luat scaunul în spate, mi l-am pus în cap. Am văzut că e și o fotografie cu noastră care mergeți cu scaunul în cap și cu doamna lângă. Și doamna zic, hai pe partea alaltă că te ajut eu să vezi că nu mai greșești. Și așa s-a întâmplat. Dar vă plăceau așa, adică vă tachinați cumva cu arbitrii, dar cred că vă plăceau. Le făceam așa pentru că mă simțeam și eu mai relaxat după aia și... jucam și pentru spectatori, că asta făceam puțin show și pentru ei. Că nu, dar acum ce se întâmplă? Că mie mi se pare că acum te uiți la tenis, da, se joacă foarte bine, foarte corect, dar nu mai e deloc spectacol. Pentru că regulile sunt foarte stricte și nu se permite absolut nimic, nici să vorbești, nici să mai tragi o jurătură, cum nouăle. Atunci se permiteau în perioada aia să mai și înjuri, să mai... Dar nu vă plictisiți acum când vă uitați la un meci de tenis, așa? Nu știu, zic și eu. Nu, e diferit, atâta pot să spun. Se joacă foarte bine, dar nu putem să le comparăm, că probabil că în 10 ani se schimbă, o să fie altceva. Nu știu, dar nu vreau să fac comparație, pentru că n-are niciun rost. Eu pot să fac comparație, că sunt un telespectator, să zic, și da, mie mi se pare că s-a pierdut toată partea și nu vorbesc numai despre dumneavoastră. De exemplu, eu mă uitam cu la fel de mult drag la McEnroe, care la fel avea tot felul de nebunici, nu știu, dar era un personaj, era un spectacol întreg. Și nu numai la tenis, la toate sporturile. Da, și la toate sporturile, cum jucarea al Madrid, exact, era un spectacol, adică nu era numai despre cât cu cât s-a terminat, care e scorul meciului. Mă rog... Știți ce m-am mai amintit apropo de McEnroe? La US Open-ul din 79, care s-a terminat la două noaptea, ce s-a întâmplat de fapt acolo? Ne-am mai certat, că eram al dracului. Dar de la ce v-ați luat? Cum a fost? Eu aveam 33 și el era tânăr, nu știu cât avea, dar avea cu 12-15 ani, nu știu cât avea. Era tânăr. Și... Dar aveați același temperament. Da, cred că era primul turneu care l-a câștigat US Open. A fost primul turneu lui. Și? Am vrut să-l enervez, pentru că nu puteam să-l bat oricum. Dacă le enerva. Păi 33 cu 22 sau câte avea 21, e greu. Și am început să le enervez. Am mai stat pe jos, l-am enervat într-un fel și la un moment dat arbitru m-a descalificat pe mine. Era meci de seară. Acolo la US Open
bag un meci seara pentru cei care sunt la birou și nu pot să vină și vin seara. Și au masă acolo, au masă înainte. Da. Și era prin stadionul, 20.000 de... Și când au văzut aia că m-au descalificat, pe mine au început să facă scandal. Că plătiți cine? Spectatorii? Spectatorii. Că ei vreau să vadă meci. Exact. Nu interesa că l-am jurat eu pe mine, că nu o să invers. Aruncau cu sticla, a venit poliția, a venit arbitru, a venit... Nu mai lipsea președintele Americii să vină. Da. Sau primarul de la New York. Și la un moment dat ăsta și-au dat seama că nu poate să mă descalifice și m-au băgat din nou pe teren. S-a enervat Mecăro. A început să-l dă cu racheta, l-a înjurat pe arbitru, l-a dat afară pe Mecăro. Ah. Și așa și eu am zis că nu vreau să câștig așa, că neprezentare. Da, e vina mea și m-am dus să-l rugat de arbitru și l-a băgat pe Mecăro înapoi. Și am terminat pe la vreo 3 noaptea, 2:30. Și unde să mergem noi? La un McDonald's din Douglaston, care e lângă La Guardia. Și am fost, ne-am întâlnit acolo. Eu eram cu o prietenă, el era cu o prietenă și un prieten și ne-am împăcat la un McDonald's și la o Coca-Cola. Păi până la urmă, ce e în afara terenului de joc, e altceva. S-a terminat. Când ați început să câștigați, să zic, bine din tenis? Adică să simțiți că puteți să trăiți din tenis? Prin anii 70, atunci cred că s-a introdus tenisul la televiziune. Au apărut managerii, au apărut sponsorii. Că până în 73, dacă mă gândesc bine, am câștigat și un pariu cu domnul Țiriac, nu exact existau publicitate la televiziune și nici cele 2 minute care stăteai pe scaun, stăteai în picioare. Se schimba în continuu. Puneai rachetele pe jos, beai o suc de la de portocală sau ce dădea un squash, cum îi spuneau ăștia englezii, și te duceai mai departe. Deci finala mea cu Smith în 72 a durat 5 ore și 20 de minute. Vă dați seama dacă se mai erau și pauzele de 2 minute jumate cât te dura. Și anul următor s-au introdus scaunele în care puteai să stai jos și exista publicitatea de 2 minute. Și deci cam de prin anii aceia considerați că ați câștigat... Atunci au început să intre banii. Bine, nu vorbim de banii din ziua de azi, dar... Nu, banii din ziua de azi, banii de atunci erau foarte mulți. Pentru vremea respectivă. Și banii de azi sunt foarte mulți pentru astăzi, dar pentru în 10 ani probabil că o să fie foarte puțin, ca și la mine diferența. Da, acum când spuneați de sucul ăsta de portocale, aveați vreun regim alimentar sau nu știu ceva la vremea respectivă? Știa cineva cam ce ar trebui să mănânce un om care face performanță? Nu, aveam nutriționist, nu aveam masor, nu aveam manager, nu aveam cel care ne rezerva terenul de tenis, de antrenament. Nu existau. Acum e foarte bine că e organizat și acum chiar și arbitrii voiajează cu jucătorii la toate turneile. Sunt aceiași arbitri peste tot. Asta e foarte bine. Nu erau, deci mâncam simplu, mâncam foarte puțin pentru că trebuie să fii foarte ușor, lejer, să n-ai nimic în stomac aproape. Și nici nu cred că era vreo mâncăcios, că altfel nu cred că... Și atunci iei ori glucoză, ori o banană, că am zis că mănâncă... Da. La limita foametei trebuie să fii. Noastră de băut, de fumat, nu beați, nu fumați? Nu. Așa că era bine. Am avut prima bere la 30 de ani și m-am îmbătat. Și v-ați lăsat. M-am lăsat. Nu, am lăsat. Nu, când am început să m-am ținut bine. Lasă că nu chiar. Dar ce puteai să faci cu banii pe vremea aia? Adică aveai voie sau puteai să-ți afișezi cumva? Că mă gândesc că era o problemă totuși într-o Românie care era așa cum era. Ce făceați cu banii? Deci am avut noroc că nouă ne luau banii numai de la Cupa Davis. Și acolo erau ceva bani, erau mulți bani, că noi am făcut 3 finale la rând. Sistemul atunci era să se numea Cupa Davis Challenge și ca să ajungi în finală trebuie să câștigi cel puțin 6-7 meciuri, nu e ca acum câștigi 2 și ești în finală. Și cel care câștiga în anul dinainte nu juca, de asta îi spune Challenge Cup, Cupa Davis, adică noi, ăla care era câștigătorul trebuia aștepta până cine să califica în finală. Și noi am făcut vreo 3 finale, cât țin minte, și jucam foarte multe meciuri ca să ajungem în finală. Și ce v-ați luat din banii pe care îi câștigați? Adică ce plăcere vă făceați? Am luat o casă în București, mi-am luat... Mașină? Mașină nu eram, eram decât 3 săptămâni pe an în România. Mi-am luat târziu mașină. Da? Și când v-ați luat mașină, ce mașină v-ați luat? Nu mai știu. Prima mașină, cred că am luat-o cu Țiriac, el avea un Fiat 1800 și un Fiat 125. Am înțeles. Da. Pe Ceaușescu l-ați întâlnit după ce l-ați întâlnit pe Nixon? De 2 ori pe Ceaușescu. O dată
la finala de Cupa Davis, uh-huh. Și prima dată când i s-a decernat ordinul clasa 1 a muncii. Da, erau ceva niște... Era ceva atunci, uh-huh. Când uh-huh. Scutea de taxe, nu plăteam taxe din cauza asta și aveam gratis un apartament în drumul Taberei. Și cum era Ceaușescu? Adică cum a fost la întâlnirea aia? La întâlnirea aia cu decorația a fost puțin, mi-a fost frică că eu m-am îmbrăcat militar. O soțoară după aia cu pe telefon, uh-huh. Poza, uh-huh. M-am îmbrăcat militar și a trebuit să-mi bag părul cu niște agrafe în spate. Că să nu se vadă că e lung. Și trebuia uh-huh. să spun, slăvesc, slăvesc Republica Socialistă România. Uh-huh. Atunci era Republica Socialistă România. Da. Ion era civil, n-a zis nimic. Și la un moment dat s-au făcut două grupuri, că festivitatea a fost la Palatul Regal. Mhm. Uh-huh. Și erau două grupuri. Eu am fost în grupul cu domnul Maurer, Bodnăraș, Verdet. Uh-huh. Și Țiriac era cu un grup cu... S-au făcut format două grupuri că s-a servit șampanie. Da. Și ți-am spus că nu beam pe timpul ăla. Da. Și am venit acolo și m-au forțat domnul Maurer să beau și eu. Bea copile și tu șampanie. Copilă, uh-huh. Spunea, da. Că eram copil, aveam 21, aveam 22. Bea și tu șampanie. Nu beau domnul Maurer. Mă bea că spun acum, îți face bine. Put. Și m-a apucat curajul și apele. Nu era cazul, dar... Nu era cazul, dar m-a apucat, nu era momentul și am locul. Devenit mai curajos. Și la un moment dat s-au rupt grupurile și a venit și Ceaușescu în grupul nostru. Și a venit lângă domnul Maurer, eu fiind lângă domnul Maurer, mi s-a adresat așa, măi Flăcăule, eu mă uit și eu la meciurile tale, îmi place că joci, ești ambițios, dar din când în când mai treci și câte o jurătură, văd pe buzele tale. Eu făcut seama pantaloni, îți dai seama. Zic, gata, mă vedeam, deja nu mai plecam. La care eu, cu curajul meu, cu șampania în cap, nas, ce să-i zic? Zic, tovarășul secretar, nu știu cum trebuie să-i spunem, știți că și eu sunt român și am temperament de român. Atâta, mai grav. Mai grav, am făcut-o și mai rău. La care Maurer, lângă mine, mi-a tras una la picioare. Ce pleacă, dracu, de aici, că pe ăsta nu-l înfruntă nimeni, nu trebuie să răspunzi. Tu te mai încolo, am plecat, îți dai seama că deci, nu s-a întâmplat nimic, am scăpat. Ați scăpat. Hai să mai ascultăm o melodie. Mi-a zis că vă place Delia, așa că am ales melodia Cum ne noi. La radio, cu Andreea Esca, la Europa FM. Ilie Anastase este invitatul meu de astăzi la radio și întâlnirea cu Nixon, cum a fost? Asta, mulți ani de atunci. Cred că eram 69. Cred că în perioada aia, în august, noi am jucat cu India la București și a sosit Nixon atunci. Pentru prima dată un președinte american într-o țară comunistă și a căzut bine că am câștigat meciul și am făcut finala cu Statele Unite la Cleveland. Uh-huh. Însă, nu știu ce s-a întâmplat, că meciul nu s-a terminat. Tiriac trebuie să mai joace cu Ajna, n-am mai jucat fiind 3-0 sau deja meciul terminat, uh-huh. Și a trebuit să mergem la Casa Albă. Și atunci am și poza, Țirec mi-a cerut-o, am poza și acum ne-a primit acolo Nixon, țin minte că era Kissinger, era secretarul de stat atunci. Și ne-a păpeluță de la Casa Albă, ne-au pus în fața acolo și ne-au spus cum să ne adresăm președintele. Mr. President. Și fiecare zicea Mr. President, spuneai numele, Ilie Năstase, Țirec, uh-huh, îi dai mâna, uh-huh. Și a ajuns la Arturaș. Mhm. Uh-huh. Care era de culoare și, uh-huh. Și Arturaș și a zis hey man. Președintelui. Da, dar nu s-a supărat nimeni, că la era ceva, noi, uh-huh. Noi ne-am șocat cu Țirea, că eram unul de altul, la 2 metri și auzeam treaba asta, ne-am șocat. Cum că așa... Da, vorbea el. Da, vorbea el așa, hey man. Putea să fie președinte, dar el era hey man. Uh-huh. L-a salutat ca pe unul de pe stradă. Și Nixon? Ce a zis? Nixon, la un Mr. Ash. Nice to meet you și gata. După aceea, țin minte că ne-a dat câte un stilou și o minge de golf. El era foarte... Era pasionat de golf. Da, cu semnătura lui și stilou, le-am și acum. Dar știu că și pe Trump îl cunoașteți. Pe Trump am stat 12 ani la New York. Îl știu că Trump era unul care îi plăceau ăștia care mai... Gen McEnroe sau ca mine, mai înjurau, mai dădeai cu racheta. Da. Și venea din când în când și știa că stau la New York. Și venea și îmi spunea, come on nasty, give him hell. Adică, dă-le fi al drecului cu ei. Da. Și... Mi-a plăcut, el era foarte drept, direct așa, nu avea treabă. Dar Nasty de unde vă vine poregla? Nasty îmi vine de la o fată, o jucătoare americană, care la început, când aveam 21 de ani sau 20, am fost în Statele Unite, și a chemat Judy Hellman și am jucat cu ea la mixed. Era la dublu mixed cu ea. Da, și la un moment dat nu știa cum să spună Anastasia, nu, mulți spuneau Natasha, schimbau sexul. Și a zis la un moment dat, come on Nasty,
că eram și al dracului. Și a venit, s-a potrivit, era un joc, da, așa a venit, dai, de cuvinte. A venit și prescurtat de la Năstase și Nasti de la Răutăcioș. Și, și așa a rămas. Așa a rămas pentru toată lumea. Dar spuneți-mi, în ziua de astăzi, ce jucător vă merge la inimă? Pe ce, la care vă uitați așa cu mare plăcere? Din în primul rând Federer, pentru da, că vă place Federer. Jocul lui și îmi place că ca și persoană e foarte simplu, foarte natural și nu arată, nu e încrezut, nu se laudă. E pentru el ceva normal, l-a zis cum joacă, parcă la antrenament. Și asta îmi place la el. Dar știți că eu știu foarte multe doamne care se duc după Federer în, pe unde are turnee și așa, aceste groupies, existau astea și pe vremea când jucați dumneavoastră? Nu, nu, asta nu cred. Erau fan special în Anglia la Wimbledon, erau fetele de școală care mergeau, veneau cu școala, cred că erau până în 14 ani. La ele treaba asta este o tradiție cu autografele. Fiecare are un carnețel. Carnețel de autografe, da? Și ăla, pentru ăla, chiar dacă nu au, el îl țin la ele. Deci e ceva extraordinar. Eu am avut un club fan în Anglia și veneau la mine să le dau cât un fir de păr, să nu mai zic acum că vreau și salivă într-o eprubetă. Da, da, da. Asta, pentru ele este o tradiție să ai autograf de la cineva cunoscut. Da, în Franța, de exemplu, nu știu acum când mai mergeți, chiar și acum la Roland Garros, când vin mame, bunici, nu știu, care le spun nepoatelor, copiilor, voilà, c'est un champion, nu știu cum orbe, ce le ziceți? Și le zic că sunt un champion acum. Am fost champion. Și acum sunt o ciupercă. Da, champion, că rimează. Dar vă simțiți așa că n-ați trăit degeaba? Da, dar în Anglia câteodată vin și mai vin fete așa de 50 de ani, 50-60. Și mai zic că, știți, domnul Stase, mama mea era îndrăgostită de dumneavoastră și mă uit la ele așa și le zic, bine că nu era bunica, că era o problemă atunci. Așa că... Da, ați avut timp și de viață personală, totuși, pe lângă cât timp vă petreceați pe teren? E greu să le faci pe amândouă. Nu cred că au reușit mulți, eu poate am reușit puțin, dar... E foarte greu. Trebuie să fii concentrat. Nu trebuie să te deranjezi absolut nimic, nici soția, nici părintele, nimeni. Tu ești de capul tău acolo, tu faci singur. Bineînțeles că ai un antrenor, dacă ai o echipă, și atunci tu singur, când intri pe teren, poți să spună antrenorul că vrei. Dacă nu știi să schimbi felul cum joci, începi să pierzi și trebuie să schimbi alt sistem să joci, e greu. Și atunci, odată ce ai intrat pe teren, tu ești singur acolo. Dar în afara... Eu aveam și eu, dar aveam o fată mai drăguță care stătea în tribună să mă uitam la ea. Acum văd că au câte 2-3 pe acolo și antrenori și mame și bunici și toate. Acum sunt prea mulți susținători. Exact. Dar aveți aventuri așa cu fanele, nu știu. No, e greu, am zis că... Mai pierdeam și noi în primul tur, turul 2, mai ne duceam pe la o discotecă, pe la... Dar și în afară, nu știu, când n-aveați turnee, erau fane care se îndrăgăsteau la noastră aveam, și aveați, nu știu, niște relații de dragoste cu ele? Aveați timp? Nu. Pe perioada noastră, acum sunt obligat să joace 14 turnee, de exemplu, da? 14 săptămâni din 52, nimic. Noi jucam 32 de turnee. Singura lună care nu jucam era decembrie sau așa ceva, 3 săptămâni decembrie. Restul jucam tot anul. Da, asta e o legendă cu Diana Ross sau e de adevărat alea că v-ați iubit totuși? Păi a fost și iubire, mai puțină că n-aveam timp. O iubire pe repede înainte. Ea n-a fost niciodată îndrăgostită de o persoană albă, de culoare, pardon. Ea toți copiii a avut cu albi. Da? Și am fost unul din care a pus ochii pe ea. Dar unde v-a văzut? La un meci sau cum? La New York, la Regin, la discoteca Regin, la clubul Regin. Deci la discoteca v-a... Dar știa cine sunteți? Păi știa că sunt cam aproape, cred că era acum 73, 2 ani era mai mare ca mine. Și a venit așa și v-a zis bună seara? Nu, m-am dus eu la ea, am dansat cu ea. Deci noastră nu erați timid, adică nu așteptați să vină cineva să vorbească. Nu, dar m-a prezentat o Regin care era o prietenă. Și mai întâmplă. Și păstrați o amintire frumoasă. Foarte. Ați mai păstrat legătura, adică așa peste ani? Nu am mai avut, că ea s-a căsătorit după aia cu norvegian, nu mai țin minte. Dar de căsătorit, când v-ați căsătorit? De vreme? La 26 de ani. În 72. De vreme. V-ați îndrăgostit? Ce ați pățit? Nu, am cunoscut-o pe soția mea la New York, la US Open, și ea era mai mică, avea 20. Și ea, pe ea cum ați cunoscut-o? Ea era într-un grup venise, de prieteni? Venise cu mama ei și cu sora la turneu. Jucam cu Țiria cu un dublu și am văzut-o. Ați văzut-o așa în tribună? Și v-a plăcut? Păi vorbea franceza și mi-am dat seama că e european și am uitat-o la masă cu maica sa și cu sora sa. Și cât timp ați fost căsătoriți? 10 ani.
Și așa a apărut Natalie? Uh-huh. Natalie acum are, născută în 75, are 42 de ani. Bine, păi hai să vedeți ce zice Natalie. My favorite memory, I think it's like watching him playing tennis, you know. Amintirea mea preferată cred că este legată de momentele în care mă uitam la el când juca tenis. M-am născut când el încă juca tenis, dar mi-amintesc când juca în turnele de tip satelit, călătorind prin Statele Unite. După cum știți, el este drăguț, dar poate să fie și altfel, nu neapărat agresiv. Însă, pe terenul de tenis, era de dreptul nebun. Au fost câteva astfel de momente în care l-am văzut nervos pe cei de pe teren. What did you like to do with him when you were a kid? We played cards. Jucam cărți, el vă poate spune, eu trișam, jucam table, ceea ce îmi plăcea foarte mult pentru că am învățat să joc. Știți, noi niciodată nu am locuit împreună. Am petrecut puține momente împreună, dar au fost intense. What do you think you inherit from him? I think like his ability of like making people laugh. Cred că am moștenit abilitatea de a face lumea să râdă. Nu ca un clown, ideea e că avem același stil. Iar acum, cunoscându-ne mai bine, cu trecerea timpului, îmi spunea și o prietenă care se uita la noi în timp ce vorbeam, semănăm și avem cam același simț al umorului. When you were a little, did you like that people recognized him in the street or that disturbed you? No, I liked it. I liked it, you know, because I think it's good. Îmi plăcea, este un lucru bun pentru că a făcut lucruri bune. Îmi plăcea. Știți, el nu e Brad Pitt, pentru că Brad Pitt e cam enervant, nici nu poți să intri în restaurantul în care e el. Dar atunci oamenii erau mai respectoși cu persoanele publice ca el și îmi plăcea, desigur, pentru că îi inspira pe oameni și ar trebui să fie recunoscut pe stradă și sper că încă este. Do you know some Romanian words? Do you speak a little bit of Romanian? Yeah, I know the bad words. Știu doar cuvinte urâte. Okay, so you cannot tell us the words that you know. Well, like, you know, la revedere. Okay. You know, that wasn't the good one. Asta a fost unul dintre cele bune, dar majoritatea cuvintelor urâte le-am învățat de la tatăl meu în timp ce conducea. Și sunt o grămadă de astfel de cuvinte. Like, kind of like a lot of bad words. Could you send him a message because he's going to listen to you to the radio? Okay, so can I say it in French? Pot să spun în franceză? J'espère que tu vas bien. Sper că ești bine. Îți trimit un mare pupic din Canada. Te aștept mereu să vii într-un sejur aici, pentru că nu a venit niciodată să mă vadă în Canada. Te iubesc și sper să ne vedem curând. Te îmbrățișez. Care-i povestea cu Concordul, deci? No, mai luam Concordul, că era mai ușor. Atunci și, New York-Paris, da, nu? Două ore jumate, două ore 45 și jucam cărți cu ea. Și mai trecea, era foarte îngust avionul și abia treceai printre scaune și mai vedea că stewardesa, mă uitam la fundul ei, cum se spune, pe românește. Da. Și odată de dor și pasă enerva și făcea, dacă nu-mi dai bani, te spun mama că te uită la stewardesa. Avea 6 ani atunci ea, deci acum vreo 40 de ani. Și a zis că ați învățat-o și table. Table, păi da, îi plăceam. Și la cărți și la table, deci ați perfecționat. Da. Da, după aia v-ați recăsătorit, nu? După aia, deci până la urmă ați fost căsătorit de câte ori? Nu, cine dracu mai știe? Nu mai, ați pierdut numărul, știu, Doamne. Mai știu. Și dacă câți copii aveți cu totul? Nu mai știu nici. Am 5, dar 2 adoptați și 3 mei. Am înțeles. Hai să mai facem o scurtă pauză de publicitate și revenim. La radio cu Andreea Esca la Europa FM. Revin la discuția mea la radio cu Iliana Stasie. E mai greu să fii părinte decât să fii numărul 1 mondial la tenis? Pentru mine a fost greu să fiu părinte pentru că n-am avut posibilitatea și timpul să mă ocup și nici nu-mi convenea să o scot de la școală să meargă după mine pe la turnee și atunci asta mi-a lipsit cel mai mult, timpul cu ea și cu ceilalți. La fel s-a întâmplat. Sper că m-a înțeles, că era ce face, ce-mi plăcea mie și aduceam și bani acasă ca asta trebuia cineva să mă și muncească. Însă cred că nu e situația numai a mea, că celălalt la fel a făcut ca mine și sigur asta e. Acum încerc cu cele mici să mă... Să recuperați. Să recuperez. Ca și la băutură. Da, v-a apucat târziu, dar după aia să vă țineți. Păi da. Bine, păi hai să vedeți ce zice Alessia atunci, că am vorbit și cu ea. Cel mai darnic și grijuliu om care
mă inspiră pe mine să îmi dau silința peste tot și oriunde și care mă inspiră să fiu un om mai bun în fiecare zi. Dar ție ce-ți place cel mai mult? Dacă ar fi să alegi așa un lucru care îți place cel mai mult și cel mai mult la el? Păi în fiecare dimineață e primul care îmi dă mesaj și îmi spune că să mă distrez la școală, dar să, în același timp să învăț. Oh, ce drăguț! Păi și răspunzi și tu, îi dai și tu câte un mesaj? Da, mereu îi dau înapoi. Da, vorbești cu el așa despre orice sau sunt niște subiecte tabu despre care, nu știu, nu vorbești cu el? Mereu mă întreabă despre viața mea și mereu îi zic dacă am vreo problemă, dacă mi s-a întâmplat ceva și mereu vorbim despre ce mi se întâmplă. Dar te întreabă și dacă te-ai îndrăgostit, te întreabă de prietenul tău sau ceva? A, păi când mă întreabă nu vorbim despre asta. A, de asta nu-i spui? Da. Dar de ce ți-e rușine? Puțin. Adică mai mult vorbesc cu mama despre... Am înțeles. Ai vreo poveste amuzantă sau emoționantă? Vreo poveste așa care îți vine ție în minte legată de el? Aveam 4 ani și am ajuns la un teren de tenis și am aminte că am luat prima oară, am ținut racheta și era mai mare ca mine și a fost un moment destul de emoționant pentru mine, pentru că știu că tatăl meu a fost unul dintre primii numărul 1 mondial în istoria ATP-ului. Și adică să știu că m-a învățat și pe mine să... Adică, cum să joci tenis? Pe mine, cum să joc tenis, da. A fost destul de emoționant pentru mine. Dar așa când mergi cu el pe stradă și îl oprește lumea sau vrea să-și facă poze, cum te simți? De obicei eu fac pozele, adică mie îmi dau telefonul. Da? Și le fac cu multă plăcere, adică mie îmi place. Deci, bă, că ați rămas într-o relație foarte frumoasă cu fetele. Cu mele, fetele. Acum recunosc că le-am dat foarte mult timp din timpul meu și mă simt vinovat pentru ceilalți. Adică, acum trebuie să dau dublu, le dau dublu și atunci n-am cum să greșesc. Uh-huh. E frumos așa că păstrați legătura. Dar tot e rușine în să vă spună pe cine iubește, da, văd. Da, da. În fiecare zi vorbesc cu ele la telefon, când o duc la școală, când ies... Dacă am timp, le duc acolo, e nebunia asta cu mall-ul acum, uh-huh. Toată ziua mai mult sunt la mall decât la mine acasă, la ele. Da, e casa lor. Da. Dar sora ei, Emma, e diferită sau cum? Sunt seamănă între ele, fetele? Nu, sunt diferite amândouă. Și e bine asta, că nu sunt amândouă la fel. Uh-huh. Dar vă seamănă? Emma puțin, seamănă cu dinspre familia mea, cu sora mea mai mare, dar și cu mine, cred că seamănă puțin. Din relația cu ei, regretați ceva? Cu ei? Cu ei, cu copiii în general, în afară de faptul că, nu știu, n-ați n-am avut, stat timp că n-ați avut suficient timp. Cu cei dinainte, cu cei mari. Acum, mm-hmm. Cu cei mici, cred că exagerez, poate. Da? Acum sunteți prea mult cred, pe capul da, lor? Da. Hai să vedeți ce vă zice și Emma. Eu zic că este un om care încearcă mereu să facă ce face pe oameni fericiți. Crezi că e foarte sufletist, adică, nu? Da. Și amuzant. Crezi că e amuzant? Da. Da, zi-mi, are și momente în care se enervează, așa, de la ce se enervează? De exemplu, dacă îl tot întrebăm ceva în continuu și el zice nu. Tu ai vreo poveste amuzantă așa legată de el? Nu știu, ați pățit vreodată ceva? Ți amintești vreo poveste așa? Am fost în Italia vara trecută, uh-huh. Și ne-am dus în mare, uh-huh. Și mi-a scăpat telefonul în mare și s-a dus toată prin apă și mi l-a găsit până la urmă. Și mai și mergea? Da. Ah, bravo. Spune-mi, dar ce crezi că ai învățat tu de la el? El m-a învățat să am încredere în oameni, chiar dacă sunt niște oameni răi, ei se pot schimba. Și el crezi că a învățat ceva de la tine? L-ai învățat și tu ceva? Da. Mm. Cred că l-am învățat să ai mai multă răbdare cu copiii. Da? Da. Dar e un sfat așa, cel mai bun sfat pe care ți l-a dat el? Chiar dacă oamenii zic chestiile despre tine și te descurajează, tu să mergi în continuu. Știi ce, te rog să-i transmiți și tu un mesaj atunci, pentru că o să te asculte la radio, Emma. Bună și să nu ai emoții pe scenă. Pe scenă, sunt la masă aici. Da, să nu ai emoții pe scenă aici, da? Da. Ai văzut? E grijulie să n-ai emoții. Mi-a scris foarte un mesaj foarte frumos când era mai mic, avea 4-5 ani. Mi-a scris pe o fotografie de-a mea jucând tenis, uh-huh. Pentru cel mai bun tată din lume. Și ala o țin deasupra, lângă pat la mine acolo. Nu, sunt foarte... Acolo unde sunt el la școală asta, îi învață lucruri. Poate sunt niște automatisme, dar sunt bune.
să spună mulțumesc, să spună că le pare rău când greșesc. Sau să împartă, să fie atenți la alții care n-au cât ei. Sunt lucruri bune care și cei de la școlile de stat ar trebui să le învețe, să învețe pe copii acolo. Dacă astăzi ar trebui să începeți din nou viața, nu știu, aveți din nou 13 ani, ce-ați schimba din tot cursul ei? Nimic, nu aș schimba nimic, pentru că a fost, cum spunea și Țirea, că acum câteva seri am fost cu el la masă și am discutat și îmi spunea, că el îmi spune Tănase, nu știu, Mai Tănase, tu ce crezi, am avut o viață frumoasă noi? Zic, da, și tu ce crezi? Da, foarte frumoasă. Zice, hai să nu ne mai certăm. Zic, de ce? Că nu mai avem timp să ne împăcăm. Adică lucruri normale care sunt, și n-aș mai face altfel, tot așa aș face. De ce ați intrat în politică? Nu vă e frică că, nu știu, lumea asta a politicii vă murdărește imaginea noastră cu care ați construit-o așa? Sincer? Da. De fraier. Ah, bun atunci. Bun. Am înțeles. Sunt un fraier. Am înțeles. Printre alți fraiere. Dar de sport cât de legat ați rămas? Am stat 12 ani președintele federației, dar la noi e greu că intri și totdeauna, dacă ești într-o funcție de conducere, oricât ai face, ești criticat. Și poți să faci 1000 de treburi bune și 1001 oară nu o faci bine. Nu mai contează ce ai făcut bun. Exact. Aici e problema la noi. Nu-ți mai dă încredere. Ai greșit odată, nu-ți mai dă încredere. Am înțeles. Hai să mergem la următoarea rubrică a emisiunii. Se numește Back to Back. O să ne întoarcem așa spate în spate. Ia, da. Întoarceți așa un pic scaunul. Eu o să vă spun începutul unei propoziții și dumneavoastră o să-mi spuneți sfârșitul, da? Da. Ia. Back to Back. Numele meu ar putea fi... Frank Sinatra. Sunt? Ion Ciriac. Arăt ca? Brad Pitt. Miros ca? O floare. Mă simt ca? Un înger. Fac un zgomot de? Avion. Am un gust de? Foie gras. Cea mai recentă realizare a fost? N-am avut. Aș fi perfect dacă? Dacă aș fi mai tânăr. Mi-e rușine de? Copii. Aș mânca oricând? O înghețată. Pentru bani aș face? Nimic. Nu iubesc deloc? Politicienii. Tenisul este? O plăcere a mea. Gata, hai că ne întoarcem. A fost greu să vă retrageți din tenis? Adică cum ați luat decizia? Nu, decizia și... nu e niciodată la o anumită dată. Te retragi, dar îți dau un exemplu. Deci mă retrasem de un an de zile și la un moment dat aveam bagajele făcute la ușe, soția face un... Ce ai făcut? Că nu mai joci tenis de un an de zile. De ce se cu bagajele? E ca așa, din instinct. Din automatism. Automatism, făcusem bagajele să plec. Eram undeva? Nu, la turneu. Gândul meu era la turneu, nu? Doamne. Și așa s-a întâmplat. Dar e greu pentru că e ca și cum mâine spui, nu mai treci de mâine. Cam așa. Asta era viața mea, tenisul. Și atunci e greu să te oprești brusc. Încet, cu încet. Am mai jucat la veterane, am mai fost la un turneu. Mm-hmm. Am rămas în contact. Dar credeți că ați mai fi putut să rămâneți? Adică v-a părut rău, nu știu, mai târziu? Ca valoare, ca performanță? Da. Nu. Mm-hmm. Nu, dar ați poți... considerat că acolo, uite, era maxim. De exemplu, Federer, să dau pe el. El acum joacă din plăcere și din... el a câștigat atât de mult și mai aud pe unii. Domne, pe ar trebui să retragă, că e numărul 1 acum sau numărul 2. Dar de ce să te retragi? Joacă, el a dovedit că a fost cel mai bun, are performanțe care le are, ca și cum mâine un scriitor care scrie o carte extraordinară. Da, trebuie să nu mai scrie că a scris prea bine. Da. La ce? Oamenii trebuie să retragă în glorie. Nu e adevărat. Niciodată nu o să retragă nimeni în glorie. Pentru că atunci simți că poți și încă poți și încă poți. Și nu o să accepte nimeni să retragă, că spun niște ziariști că trebuie să retragă. Da, mai jucați tenis acum? Din când în când, cu prietenii, atât. Adică așa, o dată la lună sau la nimic? Mai rar. Mie mi-a spus Cristian Tătăl-Popescu că și dacă jucați o dată pe an, aveți o servă de nimiciți. Joc mai bine, că dacă mă antrenez, nu joc bine. Deci asta, dacă o ai, nu mai trebuie să te antrenezi niciodată. Da. Nu? Da. Adică... Nu, rămâne în sânge, deci nu mai sunt reflexele, nu mai cum să spun, fizic. Nu condiția mai e. Fizică. Da, dacă dar de alergat sau faceți alt sport, așa? Mai mă duc pe la... Da? Dar n-aveți ceva regulat, adică să ziceți că vă duceți neapărat. Am avut vreo lună și m-am plictisit după aia.
Că nu era cu racheta, era doar exerciții. Da, și ești de unul singur. Da. Adică acolo joci cu cineva. E, te mai uiți în stânga, în dreapta. Dar ce alte sporturi mai faceți? Acum nu pot să spun, Andreea. Din alea care pot natural. Fi spuse. Păi și asta poate fi spus. Exact, dacă îl faci regulat, da, e facem. Un sport de performanță. Așa spune. Dar tot de performanță nu îl faceți, plânge, da? Nu se plânge soția, a zis că nu se plânge. Când se plânge, mă opresc. Da, asta mi-aduc aminte că la interviu cu domnul Țiriac am tot râs apropo de asta cu toată lumea care v-a numărat iubitele. Păi erau geloși, poate, nu știu eu. Nu erau toate iubite acum, hai să nu, zici, nu. Să mai întâmpla, să mai și ratezi, să mai dai rateuri. Păi știu că am văzut că a zis că dacă erau 2500 nu mai avea timp să vă duceți și la antrenament, dacă ar fi fost adevărată cifra. Asta l-a pus domnișoara care a scris autobiografia cu mine, mă tot enerva la un moment dat, spune cam câte crezi tu? Zic, nu știu. Că nu le-am numărat, n-am un caiet pe care le-am notat. Și am zis că am vreo 400 așa. Așa zic și eu, da. Zice, nu, hai Ilie, că acum... Nu dă bine că nu vindem cartea. Zic, păi, dacă e autobiografie, e de adevăratele. Pot să mint? Zice, nu, mai minți, la femei poți. Și tot mai nervat și eram în Franța la unde aveam casa acolo și ea înregistrat pe un... Reportofon. Și din când încă mai beam un pahar de vin, mai beam, și zic, uite, după al treilea, patrulea, zic că, uite, am vrut să te-am cam mințit eu pe tine. Zic, da, au fost vreo 800. Hai mă, Ilie, că nu se poate. Și mai dau un pahar și mai dau... Zic, fii atentă. Adevărul e? Adevărul e că sunt 2500. Face, e, aici vreau să ajung. E foarte bine așa. Zic, bine, dacă vrei tu, pune tu 2000, să fie de la mine. Că doar nu dăm din altă parte, dăm de la noi. Da. Hai să mergem la următoarea rubrică și gata. 10 întrebări esențiale. Stai că mai avem 10 întrebări esențiale și pe urmă vine ultima melodie și gata. 10 întrebări esențiale. Aici? Ce ați face dacă ați câștiga 1 milion de euro? Nu i-aș mai da la nevastă. La neveste. La neveste. La neveste. La neveste. La neveste. Ce înseamnă lux pentru dumneavoastră? Nu am problema asta cu lux. Orice. Îmi pun un jeans. Pentru mine un jeans e și poate să fie lux un jeans. Ați fost luat vreodată de poliție? Am fost, dar mi-a dat drumul. Da, când? Mai eram copil, nu mai știu. Ce prostii făcuse? Am furat o mașină cu un prieten. Nu cred. Și era mașina lui Borilă, domnul Borilă. Era președinte, era, nu știu ce, secretar de stat, nu știu, era atunci. Era ginele lui Ceaușescu. Ați furat mașina greșită? Era o Volga. Nu, n-am furat-o, că el juca tenis. Așa. Și când juca tenis, eu eram acolo cu un prieten și a zis, hai să facem și noi tur. Eu aveam 13 ani, da. Prietenul 14 ani, am luat și am plecat cu mașina, am ajuns la mine acasă cu ea. O, Doamne. Cu cine ați vrea să jucați la dublu dintre jucătorii de acum? Federer. Păi, hai, vă aștept. Nu. Când v-ați simțit cel mai mândru în viață? Cel mai mândru? Când la fiecare naștere a unui copil de-al meu. Dacă ar trebui să păstrați doar 3 lucruri din tot ce aveți, ce ați păstra? Lucruri. Lucruri? Uh-huh. O rachetă, sigur. Da. Cu aia trebuie să mă înmulmânteze dacă mă înmulmântează. O training-ul care de copil când îl aveam și îl spălam în fiecare săptămână, dar nu mai este. Uh-huh. Și prietenii. Sex dimineața sau seara? Amândouă. Ați donat vreodată sânge? Da. La New York, când a fost cu... În 2000, când a fost, când au fost atentatele de la World Trade. Eram acolo. Care a fost cel mai frumos compliment pe care l-ați primit? Nu mi-aduc aminte, dar... Cel mai frumos compliment? Ca să un om bun, nu știu, suflet bun. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu și vă doresc sănătate, fericire. Mulțumesc. Și multe meciuri câștigate de și orice multe, fel. Multe, da. Multe, multe de orice fel câștigate. Vă mulțumesc și dumneavoastră, și ascultătorilor Europa FM. Și vă dau întâlnire sâmbăta viitoare la prânz, să vă spun la melodia noi povești pentru oameni mari. Ne despărțim pe ultima alegere muzicală. Da, să știi de ce a lui Ilie ți-am spus Năstase. Asta? De ce mi-ai spus pentru asta? Că eu... My way. Am făcut cum am vrut eu tenisul. L-am jucat cum am vrut eu. My way. Am făcut, I did it my way, cum spune și melodia. Așa cum ai vrut tu. Așa mi s-a întâmplat. Așa cum ați vrut și tenisul și viața și tot, așa că o să ascultăm la final Frank Sinatra, My Way. Ai ascultat La Radio, la Europa FM. Emisiune oferită de Taylor, Fine Jewelry. Expertul tău în diamante și pietre prețioase.